dulceață, cenușă galbenește de fric, plădușul-i pom de iarnă în casă, câmpul a plivat un câmpic și mă plăcă așa cum de sunt în zucării. Însoțiți de educatorii care se ocupă de îngrijirea lor, mai mulți copii care provin din casele de tip familial din Giurgiu au mers astăzi cu colindul la Consiliul Județean. Impresionați de evoluția grupului de colindători, salariații Consiliului i-au răsplătit pe cei mici cu cozonaci, dulciuri și fructe. Mulțumim mult pentru urări, vă urăm sărbători fericite, să fiți cuminți, să le ascultați pe doamne, dar să-mi spuneți mie dacă vreodată vă ceartă cineva pentru ceva ce nu meritați. Sunteți copiii noștri și vă rog să ne credeți că vrem să avem grijă de voi, vă iubim și vrem să fiți fericiți. În căsuțe, alături de părinții voștri adoptivi, dar împreună putem să depășim și momentele astea și să ajungem să fim fericiți cu toții mai mult decât suntem astăzi. Sărbători fericite, la mulți ani și să vă aliniați să vă dăm câteodată mai punga pentru fiecare. Mai mare ca voi. Domnul președinte, prieten cu Moș Crăciun. Foarte frumos spectacolul, ca de fiecare dată educatorii și asistenții din casele de tip familial au grijă de copii și organizează spectacole extraordinar de frumoase. Bineînțeles că am lăcrimat, o parte din copii știam de când lucram acolo, erau mici, iar acum i-am văzut mari spunând poezii și cântând. Le urez la mulți ani să fie sănătoși și să aibă parte de o familie frumoasă, cum poate n-au avut până acum. Dincolo de întâlnirea cu copilăria lor frumoasă și dincolo de spectacolul minunat pe care l-au făcut, știm că sunt niște copii speciali. Și sunt special pentru noi, cei de aici de la Consiliul Județean, pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, iar în mandatul ăsta, cel puțin și în mandatele anterioare, dar în mandatul acesta, domnul președinte a spus de la început că este o prioritate pentru noi ceea ce înseamnă această direcție și copiii și adulții, desigur. Cum să nu fii impresionat de acești copii minunați care știm că, iată, beneficiază de tot ceea ce ar trebui să beneficieze și într-o familie, dar ei nu sunt totuși în familie, nu au mămici, nu au tătici, ei spun mamă și tată celor care lucrează cu ei și celor care zi de zi și noapte de noapte sunt alături de ei. Dar dincolo de asta, căldura lor sufletească se simțea vibrând în fiecare dintre versurile sau dintre cântecelele pe care le-au spus. M-a impresionat foarte mult și fetița aceea, cea mai mică dintre ele, care știa tot spectacolul, și băiețelul cu ochelari, la asemenea, care atunci când alții s-au încurcat, au început să strige, știu eu, știu. Sunt într-adevăr minunați cu toții și, desigur, felicităm și pe cei care au avut grijă ca acest spectacol să existe, iar cred că încă o dată se dovedește că se pot face cu bani puțini lucruri mari. Important este sufletul și ați văzut aceste felicitări minunate pe care le-au făcut ei. M-am uitat, sunt din chestiuni care se pot recicla probabil și au făcut lucrurile astea cu mânuțele lor. Ceea ce ne-a bucurat și mai mult a fost faptul că s-au gândit la noi să ni le ofere. Deci este normal să fii emoționat și să te gândești exact cum spun și ei în aceste momente, să-ți aduci aminte când tu o duci bine, că sunt și copii săraci, că sunt și oameni care au nevoie de sprijinul și ajutorul nostru. Spectacolul a fost peste așteptări și cu atât mai mult cu cât copiii nu se întâlnesc în fiecare zi în această formație, provin din diferite case, dar sunt convins că există un atașament între ei, o coeziune care poate că în condiții familiale normale n-ar exista între copiii care sunt nici măcar în aceeași clasă. O emoție suplimentară pentru că sunt ai noștri, ai Consiliului Județean, eu sunt reprezentantul lor legal și indiferent în ce moment aș face o trecere în revistă a perioadei care a trecut, nu consider că am făcut destul pentru ei. În primul rând, îmi pare rău că n-am reușit să transferăm mai mulți copii în familii adoptive. Și legislația este greoaie, nici la nivelul fostei conduceri nu a existat o preocupare susținută. Asta este una din marile probleme și marile mele speranțe, că vom reuși în viitor să transferăm în cămine, în adevăratul sens al cuvântului, un număr cât mai mare din acești copii minunați.
Oricum, suntem alături de ei, îi vizităm, primim informații mulți, foarte mulți, ca să nu vorbesc de unanimități. Foarte mulți dintre angajații din direcție înțeleg situația lor și sunt adevărați părinți pentru ei, dar căldura familială nu poate fi înlocuită de un om care vine la serviciu și depune toate eforturile. E nevoie de un pic mai multă căldură și în sensul ăsta poate că ar fi trebuit să facem mai mult, indiferent ce argumente avem, ca să ne justificăm în acest moment. Sfătuiți pe cei care au posibilități materiale, financiar vorbind, mai mari și și-ar putea îndrepta atenția și către acești copii. Îmi pare rău că legislația este foarte groaie și în ciuda unor promisiuni de care am auzit în presă, nu s-au operat niciun fel de modificări. Dar și în aceste condiții am discutat cu doamna director Avram și am rugat-o foarte mult. Din fericire am găsit aceeași poziție și la dumneai. Se vor face eforturi și în limitele legale existente vor face toate diligențele pentru ca să fie încurajate asemenea solicitări și să fie onorate în totalitate.